În cadrul ședinței adunării generale a Asociației Orașelor din România, primarul localității Năvodar, Nicolae Matei, care este și președintele AOR, a declarat că împreună cu Ministerul Transporturilor s-a decis ca 100 de orașe membre AOR să fie ajutate să-și elaboreze strategii de dezvoltare urbană. Am reușit să repunem pe tapet proiectul prin care 100 de orașe din România, din cadrul asociației, își vor întocmi împreună cu Ministerul Dezvoltării strategia de dezvoltare a fiecărui oraș pe bani publici. Și vor instrui 300 de funcționari publici, câte 3 din fiecare primărie. Este un lucru bun. 100 de orașe vor scuti bani pentru această strategie. Sunt multe proiecte care nu pot fi accesate în perioada următoare dacă nu sunt cuprinse în strategia de dezvoltare a fiecărui oraș, aprobat de fiecare consiliu local în parte. Tot în cadrul ședinței, secretarul de stat, Sevil Shaidek, a declarat că prioritatea au fondurile europene aferente dezvoltării infrastructurii de canalizare și apă. De asemenea, Marian Oprișan, președintele Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, a propus înființarea Federației Autorităților Locale din România, cu scopul de a exista o solidaritate în apărarea intereselor comune în fața guvernului. Nu în ultimul rând, primarul orașului Năvodar, Nicolae Matei, l-a rugat pe Oprișan să-i transmită premierului Ponta că românii nu au nevoie de sânge pe pereți, dorind ca Victor Ponta să fie mai puțin procuror și mai mult prim-ministru. La adunare a participat ca invitat și avocatul Simona Sârbu, care a oferit consultanță primarilor cu privire la mult mediatizată legea ANI. Nu se întâmplă nicăieri în Europa așa ceva. Aceste instituții gen ANI ar trebui să fie limitate în a semnala anumite cazuri de incompatibilitate și în situația în care depistează un primar ca fiind incompatibil să îl notifice, iar primarul depistat a fi incompatibil să aibă un termen de 15 zile să opteze pentru funcția de primar sau pentru altă funcție. Cred că nu este benefic să ne batem joc de gospodarii României, de primarii din România, să-i ținem prin instanțe în loc să se ocupe de primării, de orașele lor, să plătească bani din buzunar propriu pentru a se apăra cu avocați, cu deplasări. Nu este în regulă ce se întâmplă în România și trebuie să punem lucrurile la punct pentru că România a devenit stat polițienesc. La sfârșitul întrunirii, președintele AOR, Nicolae Matei, a acordat distincții celor mai activi primari care au fost răsplătiți pentru efortul lor în dezvoltarea comunităților pe care le reprezintă. E limpede, doamna primar.